Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 12 februarie 2021. O zi cu idei ciudate și neașteptate, dar cei mai hotărâți și mai ingenioși vor avea șansa de a-și îmbunătăți considerabil viața. Nu trebuie să vă fie teamă să dați frâu liber imaginației. Este posibil să nu înțelegeți pe deplin de ce faceți anumite lucruri astăzi. Mulți oameni vor face ceea ce nu ar fi putut îndrăzni să facă înainte. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Astăzi vei putea întâlni pe cineva care are dificultăți în a-și controla emoțiile. Această persoană este puțin supărată și ar trebui să ai grijă cum te comporți. În caz contrar, vei declanșa o reacție care cu siguranță nu ți-ar plăcea. La nivel financiar, sunt posibile conflicte cu privire la o investiție în cadrul unei asociații. Organizează-te astfel încât să nu fie nevoie să suporți un proces care te poate costa scump în bani și liniște sufletească. Sfatul zilei de astăzi: fii generos cu ceilalți. Taur și ascendent în Taur. Această zi va aduce o îmbunătățire semnificativă a situației tale materiale. Poți face tranzacții profitabile cu condiția să alegi investiții sigure. O întâlnire, de asemenea, se va dovedi foarte utilă. Deși ești foarte critic față de toate astăzi, nu vei renunța la asumarea riscului și te vei deplasa în afara zonei tale de confort. Îți vei schimba perspectiva și vei începe să vezi soluții noi. Nu uita să nu îți ignori emoțiile. Cheia evenimentelor curente este ascunsă în ele. Sfatul zilei de astăzi: fii atent la cele mai mici reacții ale interlocutorilor tăi. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Evenimentele actuale îți pot cere să îți adaptezi gândirea la condiții care se schimbă drastic. Din fericire, ești o persoană care poate reacționa rapid în astfel de situații și astăzi ești cel mai mare câștigător. Astăzi vei obține câștiguri neașteptate, dar va trebui să suporți și cheltuieli neprevăzute. Totuși, nu trebuie să te superi. Continuă să zâmbești întotdeauna pentru a atrage mai mult noroc în viitor. Sfatul zilei de astăzi: ai suficientă putere pentru a îndeplini orice sarcină pe care ai planificat-o, dar nu fi nerăbdător. Rac și ascendent în Rac. Vei dori să demonstrezi celui care te iubește că ești perfect capabil să-ți asumi responsabilități grele și să reacționezi ca adult. Ziua îți va oferi posibilitatea. Profită de această ocazie pentru a-l convinge definitiv. Pe de altă parte, cineva îți poate strica ziua făcând cereri nerealiste. Nu trebuie să te panichezi. Nu este responsabilitatea ta să satisfaci nevoile altor persoane și nu te mai îngrijora de ceilalți. Sfatul zilei de astăzi: nu complica lucrurile încercând să afli motivul. Leu și ascendent în Leu. Mai puține critici și mai multă încredere în prietenii tăi te vor ajuta să depășești obstacolele care îți stau în cale astăzi. Pe de altă parte, ar trebui să dai sfaturi numai celor care solicită acest lucru în mod specific. Astăzi va fi o nebunie. Planurile tale nu vor fi implementate cu siguranță așa cum te așteptai. Este adevărat că nu trebuie neapărat să pierzi, dar chiar și o victorie incontestabilă nu va fi complet satisfăcătoare. Îți lipsește ceva astăzi. Sfatul zilei de astăzi: amintește-ți că viața este un miracol, chiar și atunci când lucrurile nu merg conform planului. Fecioară și ascendent în Fecioară. Vei trăi o zi plină de contradicții. Ți-e teamă de singurătate și totuși nu vei pierde nicio ocazie de a-ți critica prietenii. Este posibil să pierzi câteva detalii, lăsându-te momentan confuz de propriile tale proiecte. Cu siguranță, acest lucru te va face să te simți anxios,
dar dacă te vei concentra mai bine, vei putea trece repede peste probleme. Dacă este posibil, încearcă să te odihnești puțin. Mintea ta se va lumina și în acest fel vei vedea mai bine lucrurile. Sfatul zilei de astăzi. Gelozia nu a ajutat pe nimeni să creeze ceva cu adevărat frumos. Balanță și ascendent în balanță. Dacă unii oameni aspiră la armonie conjugală, nu este cazul tău. Încurajat de Uranus, nu vei face nimic pentru a-ți menține viața de căsătorie liniștită. Îți vor plăcea tensiunile, văzându-le ca fiind condimentul vieții. Cu toate acestea, dacă vei merge prea departe pe această cale, problemele se vor acumula și vor putea scăpa de sub control. Dacă ești singur, viața ta socială va fi mai vibrantă ca niciodată. Cuceririle măgulitoare și întâlnirile promițătoare sunt ale tale. Jupiter, instalat în sectorul carierei, îți va trezi ambiția profesională, ușor latentă în ultima vreme. Jupiter fiind o planetă a norocului și a succesului, pur și simplu, va trebui să fii clar, să nu gândești prea mult, să nu visezi prea sus și să nu îți asumi riscuri nesăbuite. Sfatul zilei de astăzi. Oricât de nobile ar fi intențiile tale, reputația ta depinde de modul în care îi tratezi pe ceilalți. Scorpion și ascendent în Scorpion. Poți speria pe cineva astăzi cu intensitatea comportamentului tău, mai ales dacă descoperi că lipsa de cooperare al cuiva îți împiedică progresul. Nu ai deloc răbdare cu oameni geloși și leneși, deci poate exista o luptă pentru dominație. Din păcate, acest lucru va fi cel mai probabil o risipă de energie și te va aduce doar la nivelul oamenilor pe care îi disprețuiești. Dacă ești singur în dragoste, îți poți face bagajele și să pleci azi în străinătate. Dragostea va avea șanse mari să fie la sfârșitul călătoriei. Cu toate acestea, nu se poate spune că această întâlnire va duce în mod necesar la o căsătorie. Sfatul zilei de astăzi. Ce se întâmplă dacă te convinge pentru o dată că banii nu cumpără fericirea? Săgetător și ascendent în Săgetător. Vei putea petrece nenumărate ore pentru a obține recunoaștere sau pentru a câștiga bani în plus. Din păcate, recompensele pe care le vei obține nu vor depinde neapărat de eforturile tale. S-ar putea să descoperi că obții ceva complet diferit decât te așteptai. Surprize foarte plăcute vor fi în aer atunci când vine vorba de casa și familia ta. Acum ar fi un moment bun pentru a face modificările pe care le dorești acasă. Momentul perfect pentru a cumpăra o mașină nouă, mai eficientă și mai puțin consumatoare de combustibil. Sfatul zilei de astăzi. Ajută puțin soarta prin crearea unor condiții favorabile. Capricorn și ascendent în Capricorn. În această zi trebuie să ai mare atenție în relațiile tale romantice, deoarece, indiferent dacă ești căsătorit sau nu, și în ciuda unei anumite fidelități pe care ai arătat-o, vei fi puternic tentat de o relație amoroasă. Aspirațiile tale sunt clar vizibile astăzi, deci nu poți surprinde pe nimeni. Va trebui să depui mai mult efort pentru a-ți controla emoțiile. Altfel, s-ar putea să te enervezi prea tare. Faptul că toată lumea îți va prezice acțiunile cu acuratețe te va irita foarte mult, dar este mai bine să nu o arăți, pentru că poți înstrăina și mai mulți oameni. Sfatul zilei de astăzi. Profită de fiecare moment, deoarece niciunul nu se va mai întoarce vreodată. Vărsător și ascendent în Vărsător. Cu acest aspect al soarelui, ai grijă să nu iei decizii riscante, fie că sunt achiziții, împrumuturi sau investiții. Ar fi înțelept să îți lași banii acolo unde sunt chiar acum. Vei purta o discuție despre viitoarea ta carieră.
Planurile tale sunt destul de specifice, dar astăzi este posibil să experimentezi o schimbare neașteptată care îți va face foarte dificil să îți atingi obiectivele. Poate chiar va trebui să îți schimbi complet visele. Pe cât de neplăcut pare, nu va duce neapărat la ceva rău. Sfatul zilei de astăzi. Învață noi abilități sau dezvoltă-le pe cele pe care le ai. Pești și ascendenți în pești. La locul de muncă, un singur cuvânt va caracteriza această zi. Dinamism. Vei ști să profiți de toate oportunitățile interesante și vei reuși să îți consolidezi poziția profesională. Prietenii tăi vor veni astăzi cu o modalitate de a te distra, dar s-ar putea să nu-ți placă neapărat. Dar încearcă să nu-ți iei rolul actual în prea mare seriozitate. Te poți relaxa puțin mai mult din când în când. Sfatul zilei de astăzi. Nu te lăuda cu realizările tale sau vei face pe cineva gelos.